Județul Hunedoara a fost puternic lovit de cele două rânduri de inundații de luna trecută, iar persoanele afectate urmează a primi despăgubiri de la guvern pentru a repara stricăciunile provocate de ape. Prezent în emisiunea Super Dimineața de pe 1 TV, Călin Petru Marian, subprefectul județului Hunedoara, a anunțat că despăgubirile pentru persoanele fizice afectate de inundații vor ajunge la beneficiari în cursul acestei săptămâni. 15 localități din județul Hunedoara au avut de suferit de pe urma inundațiilor de luna trecută. Apele ieșind din matcă de două ori au fost afectate nu doar rețele de infrastructură, ci și gospodăria ale oamenilor, una dintre localitățile cele mai grav lovite de furia apelor fiind comuna Vața de Jos. Am fost la fața locului înainte de a fi subprefect al județului Hunedoara împreună cu domnul prefect, cu doamna secretar de stat Vetuța Stănescu. Chiar am fost în zona aia Basarabasa, Prevălent, Ciungani, unde viitura a pornit noaptea la ora 2. Oamenii săraci erau disperați, nu știau, urcau animalele în pod, își duceau vacile pe deal. Un moment destul de neplăcut și acum 2 ani li s-a întâmplat aproape la fel și le-am promis la momentul ăla că vom face tot posibilul să venim cu o mână întinsă, cu un ajutor pentru ei. Subprefectul județului a anunțat în exclusivitate la 1 TV că despăgubirile pentru persoanele fizice, nu doar din Vața de Jos, ci și din celelalte localități, vor fi plătite prin poștă în cursul acestei săptămâni. Este vorba despre un ajutor de urgență din partea guvernului în valoare totală de 348.000 de lei, iar de acesta vor beneficia 276 de familii din județul Hunedoara, care vor primi între 1.000 și 2.500 de lei pe baza constatării Comisiei de Evaluare Estimativă a Pagubelor din cadrul prefecturii. Până la sfârșitul săptămânii, cu siguranță, toate persoanele care au avut apă în casă, care apa le-a distrus locuințele, anexele, gardurile, tot ceea ce ținea de locuința propriu-zisă a omului, vor primi prin intermediul Poștei Române, prin colegii noștri de la JPIS, care au transmis banii către Poșta Română și Poșta Română ajunge la fiecare om acasă, care în urma evaluărilor care s-au făcut de către comisiile locale împreună cu comisii și cu reprezentanții instituțiilor care au participat în cadrul comisiilor, vor primi de la 1.000 de lei până la 2.500 de lei acel ajutor de urgență din partea Guvernului României. Călin Marian a mai precizat că vor primi despăgubiri și cele 15 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara afectate de inundații. În acest caz este vorba de aproape 37 de milioane de lei care au fost distribuiți defalcat pe localități, însă factorii de răspundere din aceste așezări trebuie să respecte cerințele legale din astfel de situații. Îi asigurăm pe domnii primari, pe consiliile locale și consilierii care coordonează activitatea fiecărui UAT în parte, că banii vor veni la timp. Singurul lucru care îi rugăm pe cei care sunt îndrituiți să conducă destinele acestor comunități este să facă documentațiile foarte bine, să urmărească foarte bine procedura de achiziții și procedurile de implementare a lucrărilor care se vor face pentru a reface și a pune la loc ceea ce au stricat apele. În județul Hunedoara, localitățile afectate de inundațiile din luna iunie sunt Lupeni, Orăștie, Vulcana, Ninoasa, Călan, Gioagiu, Uricani, Baru, Beriu, Boșorod, Brăniș, Cabretea Română, Mărtinești, Sălașul de Sus și Vața de Jos.